Premieră pentru arta plastică din Moldova. Patru pictori au acceptat provocarea de a picta 24 de tablouri în stil spirală în doar 4 luni. În plus, unii artiști au împărțit o singură pânză și au pictat un tablou cu doar două pensule. În mijloc este o sculptură antică, unde Amora trezește pe Psiheia la viață, cu un sărut. Și adică noi, mesajul este să ne trezim la viață, să o trăim, să ne iubim. În mijloc este Gingășia, dar alb-negru e pasiune, da. S-a descurcat cu această misiune și pictorița Cristina Balan, fostă ambasadoare a Moldovei în Statele Unite. Artista și-a uimit publicul cu lucrările sale, care se bucură de popularitate în afara țării. Ceea ce a reprezentat o adevărată provocare a fost pictarea unui tablou concomitent de către doi artiști plastici. Este o colaborare între Iuri Palcov și mine. Iuri a venit cu ideea aceasta de crearea unei spirale din iepuraș, formate din iepuraș. Și Iuri este mai mult grafician, eu sunt mai mult artist modern, abstract. Și atunci am zis că, Iuri, hai să facem ceva, pentru că acum este în trend să faci așa picturi, să pictezi lucrurile astea mai plat. Și seara ne-am adunat cu toții și toată familia noastră, de exemplu, și copiii mei deja pictau iepuraș și încercam să găsim forma perfectă. Cartina Poțelui, называется. Вместе мы с Олесей писали эту картину от начала и до конца. Это большое чудо, когда пишешь с кем-то вдвоем картину, потому что ты не можешь как-то договориться, кто и что делает. Lucrările au fost expuse publicului larg, iar autorii și-au donat unele picturi organizațiilor de caritate. Banii obținuți din vânzări vor fi redirecționați pentru îngrijirea bolnavilor. Picturile au fost analizate și de artistul poporului Iurie Matei, care a rămas impresionat. Curiozitatea constă în tehnicile pe care le aplică în ei, în individualitate, deși s-au format ca un grup, sunt individual fiecare. Mie îmi pare că e foarte mult sens ascuns anume în picturile acestui pictor. Asta trebuie divizionat. Sunt foarte actuale, sunt niște culori vii, chiar e o expoziție modernă, aș spune. Îmi place foarte mult. Cei patru artiști vor merge cu noi expoziții de pictură în următoarele luni în România, apoi în Spania.